Ansamblul Meseșul Junior al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a participat săptămâna trecută la Festivalul Interjudețean de Folclor Cântec, Joc și Voie Bună la Poalele Feleacului, eveniment care s-a desfășurat la Cluj-Napoca. Cu această ocazie, ansamblul, dar și solista vocală Alice Ghile, au primit din partea organizatorilor o diplomă de excelență. Și un alt lucru îmbucurător care s-a întâmplat tot la Cluj, ansamblul Meseșul Junior a participat la festivalul Cântec, Joc și Voie Bună la Poalele Feleacului, unde a luat o diplomă de excelență. Este un lucru destul de frumos pentru ansamblul nostru, Meseșul Junior, mai ales că acest ansamblu nu este în funcțiune de multă vreme și mai mult o tânără solistă în acestui ansamblu o cheamă Alice Ghile, Alice Ghile, a luat iarăși o diplomă de excelență la acest festival. Vă spun asta pentru că nu s-au dat multe diplome de excelență. Iată că și această zonă a pepinierei pentru ansamblu Meseșul începe să funcționeze, un lucru care cel puțin pe noi ne bucură. Potrivit lui Daniel Săuca, ansamblul Meseșul Junior reprezintă pepinierea ansamblului folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Tinerii dansatori sunt îndrumați de Paula Poptalos și Radu Mureșan.